Trecerea de la mașinile clasice cu motoare termice, adică pe benzină sau motorină, la cele electrice este pentru mulți șoferi o decizie complexă. Rocharge, turul României cu mașini electrice, a ajuns așadar în ziua 7-a. Prilej să vorbim despre diferențele la care te poți aștepta când faci acest pas. Radu Hângănuț este parte din acest tur. Bine te-am regăsit, Radu. Să zicem, prin absurd, un caz ipotetic, bine, dacă aș vrea să-mi Daniel. Schimb mașina, da? N-am putea crede asta. Dar dacă totuși aș vrea să fac asta, mi-ai recomanda o mașină electrică în condițiile în care stau la bloc în militari? Tu chiar ar trebui, Daniel, să schimbi mașina cât mai repede cu putință. Însă, da, nu doar eu ți-aș putea recomanda o mașină electrică chiar și în situația în care stai la bloc, pentru că sunt și alte soluții prin care să o încarci. Nu trebuie să îți tragi un prelungitor de la etajul 7 și să lași mașina parcată și deschisă toată noaptea. Sunt soluții, mai ales în București și în marile orașe și în orașele, de fapt, prin care am trecut, nu doar marile orașe, în zonele de tranzit. Am descoperit în aceste zile suficient de multe soluții, așa încât să nu fie accesul la stații neapărat o problemă. În unele situații, mai degrabă, spun și specialiștii, am descoperit și noi, mai degrabă problema ține de fiabilitatea acestor stații, de aglomerația pe care ai putea să o găsești în anumite ore, ai putea să stai câteva minute, să aștepți până să poți să-ți încarci mașina pentru că este altcineva care face același lucru. Însă și aici vine tehnologia în ajutorul tău și al celor care în general folosesc mașini electrice, pentru că pe aplicațiile care sunt disponibile pe telefonul mobil poți să vezi efectiv dacă o anumită stație este sau nu ocupată. Însă sunt suficient de multe diferențe între mașinile clasice, să le spunem, cele cu motoare termice și mașinile electrice. Iar pentru a discuta despre aceste diferențe, îl am alături de mine pe un coleg din turul Rocharge, pe Alin Ionescu de la Mașinistul.ro. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața! Alin, spune-mi, te rog, să zicem un caz ipotetic în care eu vreau să achiziționez o mașină electrică. Am avut doar mașină cu motor termic până acum. La ce diferențe majore să mă aștept? Pe lângă partea asta cu încărcarea, unde da, avem de așteptat mai mult și trebuie să planificăm așa un pic drumul, există diferențe și la modul în care se conduce mașina. Pentru că mașina electrică nu doar că poate să nu consume nimic, poate să și tragă energie înapoi. Asta este interesant față de motor termic. Atunci când cobor, de exemplu, o pantă lungă, motorul electric se transformă într-un generator și bagă înapoi curent în baterie. Și asta imprimă mașinii un efect de frânare. Astfel că anumite modele, pe care le avem chiar și pe aici prin tur, au o funcție să poți să conduci cu o singură pedală. Practic, când ridici piciorul de pe accelerație, mașina regenerează automat și astfel frânează. Și dacă te obișnuiești, poți să anticipezi distanțele de frânare și să conduci doar cu accelerația, să folosești frâna doar în caz de apare ceva neprevăzut, o urgență, trebuie să frânezi puternic. Mai mult de atât, apar și sisteme inteligente, unde se folosește radarul acela de pilot automat, care păstrează de obicei distanța constantă și la mașinile cu motor termic față de cel din fața ta. Aici poate să urmărească traficul și regenerarea asta să fie adaptivă. Asta este foarte interesant. Deci mașina se conduce în funcție de ce vede în jurul ei. Dacă vede că n-ai nimic în față, o lasă să curgă, efectul ăla de coasting, când e mai bine să folosești inerția decât să frânești, să accelerezi din nou. Iar când vede că te apropii de o altă mașină sau că cel din fața ta a frânat, sau mai mult, dacă vede un semafor că s-a făcut roșu, mașina frânează automat. Și practic tu mai rămâi cu direcția, care după cum știm la unele mașini și aia e de fapt ușor asistată, și astfel într-o mașină electrică pur și simplu condusul e mult mai ușor, mult, mult mai ușor. Ai condus, cu toții am condus deja câteva, cam majoritatea mașinilor din acest tur. Ai văzut în vreuna o tehnologie care poate să te surprindă, să te facă să te gândești, uite, de asta chiar am nevoie? Pentru că, în general, sunt multe opționale la mașinile noi, la mașinile din 2022-2023, dar unele sunt doar ca să-ți ia ochii mai mult, nu sunt neapărat ceva ce ai folosi în mod frecvent. În general, oamenii, când privesc de afară și n-au încercat lucrurile astea, au o tendință așa să fie ipocrit, să spună, n-am nevoie de nimic, până la urmă, mașina trebuie să fie cutie manuală, să simt eu că conduc cu adevărat, însă, odată ce te obișnuiești cu aceste sisteme și vezi cât de ușor e să conduci, pentru că nu tot timpul ai, de fapt, dorința asta de a conduce tu, de a fi în control. De multe ori vrei să fie foarte simplu, ești obosit. Ai pur și simplu să ajungi undeva. Da, da, da. Vrei să ajungi din A în B cât mai simplu, în siguranță, și toate sistemele astea inteligente fac condusul mai ușor și mai sigur. Spune-te, rog, unde crezi că ar putea să ajungă evoluția mașinilor, poate electrice,
pare că acesta este viitorul mașinilor în general, dar unde crezi că va ajunge în 10 ani, poate în 20 de ani, viitorul mașinilor, poate și în funcție de tehnologie? Bine, noi acum 40 de ani spuneam că în anii 2000 mașinile vor zbura. Nu e chiar așa, e greu de prevăzut viitorul. Mai mult, când au apărut primele sisteme de conducere autonomă, toți spuneau că deja în 2020 mașinile o să meargă singure. Ele sunt capabile să conducă singure. Multe dintre ele se conduc foarte bine, însă legislația nu permite încă să fie... Ca locuri infrastructura. Și infrastructura și factorii perturbatori, adică ceilalți participanți la trafic care de multe ori nu respectă regulile. Însă e tot mai clar că ne îndreptăm spre condus autonom și ne îndreptăm și către utilizarea colectivă a mașinilor, pentru că avem o problemă și cu numărul de mașini. De multe ori merg oameni singuri în mașinile lor, în trafic, și ocupă, iată, 5 metri cu 2 metri degeaba. Și da, ne îndreptăm către o eră în care mașinile vor merge singure, se vor duce singure la încărcat, nu o să mai avem problema asta, și vor planifica drumurile astfel încât să transporte oamenii cât mai eficient. Crezi într-un viitor în care mașinile vor deveni pur și simplu un obiect ca oricare altul care doar ne va ajuta să ne deplasăm, sau vor mai rămâne mașini de care să ne putem atașa emoțional, mașinile așa cum avem acum, mașinile pe care le numim clasice? Mașinile electrice oricum nu au componenta asta a sunetului de motor. Deci mulți spun că nu sunt mașini emoționale, care nu te fac să mai tremuri. Și, de exemplu, Tesla este o mașină foarte gadget-like, așa, foarte analogică, foarte digitală, foarte deconectată. Dar, pe de altă parte, foarte bine vândută. Semn că oamenii, de fapt, își doresc ca lucrurile să fie simple și îmbrățișează tehnologia care le face viața mai ușoară, cum am spus.